Întrebare la care autoritățile vor vedea care, ce răspunsuri vor avea. Doamnelor și domnilor, iată-ne și în curtea primăriei municipiului Bistrița. Despre cazul Steiblinger vorbim, cel care, așa după cum ați aflat din reportajul nostru de până acum, dorește să-și construiască o cabană între Unirea și Slătinița. Destul de două luni se plimbă de la Ana la Caiafa, cum am mai zis, Ana fiind primăria, Caiafa fiind cadastru, și nimeni nu poate să lămurească, doar atât a reușit să afle de la un expert, că l-ar costa în jur de un miliard ca să-și poată întabula proprietatea, având în vedere că este în extravilan și având în vedere că acel ordin care a apărut în 28 aprilie anul curent, 2009, spune că dacă ai o proprietate în extravilan și vrei să ți-o întabulezi, trebuie neapărat să măsori toate acele bucățele mai mici, ajută-mă, te rog, Mihai, deci din tarla. Din tarla, toate acele parcelele, mulțumesc, da. Din tarla. Ați văzut care a fost poziția oficială a celor de la cadastru. Acum haideți să aflăm și părerea oficialităților primăriei. Este vorba de purtătorul de cuvânt al instituției, Mihai Roști. Domnule Mihai Roști, vă rugăm să ne spuneți, în legătură cu documentațiile depuse de domnul Marcel Steiblinger și de motivele pentru care nu îi se poate elibera autorizația de construcție și certificat de urbanist, ce ne puteți spune? Nu, lucrurile sunt mult mai simple din punctul nostru de vedere. Dânsul a făcut o solicitare pentru eliberarea unui certificat de urbanism, o primă fază în vederea construirii sau amplasării unei case de vacanță în zona respectivă. Acest certificat de urbanism este deja realizat, el se află pe traseul de obținere a semnăturilor. În câteva zile domnul va putea să îl ridice. Sigur, asta nu-i conferă dreptul de a începe construcția sau de a amplasa cabana. Este o primă etapă care trebuia parcursă, practic un prim document în care dânsul urmează să afle care sunt condițiile în care poate să obțină autorizația de construcție. Situația juridică a terenului? Da. Sau faptică, dacă că, nu sunt conducte și lucrurile sunt mai complicate, în sensul că sunt două parcele, una întăbulată, una nu, și aici intervin ordinul despre care ați vorbit mai devreme. Din punctul nostru de vedere, atunci când va veni pentru autorizare, deci după ce obține acest certificat, va veni pentru autorizare, pentru obținerea autorizației de construcție, noi, bineînțeles că vom cere și actul de proprietate. Este momentul în care dânsul va trebui să facă întăbularea pentru a dovedi că este proprietarul terenului în totalitate. E o chestiune pe care nu primăria o gestionează, ci oficiul de cadastru. Din punctul nostru de vedere, măsurătorile despre care dânsii vorbeau nu le solicităm noi, le solicită oficiul de cadastru. Vestea bună pentru domnul în cauză este că nu trebuie să mai realizeze și un plan urbanistic de detaliu sau zonal, pentru că există deja studiată zona respectivă, astfel încât el se va plia pe ceea ce planul urbanistic existent, realizat deja, îi indică ca și posibilități de vis-a-vis de regim de înălțime, grad de ocupare și așa mai departe. Practic, lucrurile din punctul de vedere sunt foarte simple. Va trebui doar să vină cu actele pe care le cerem prin certificatul de urbanism și vom putea elibera autorizația de construcție. Știm bine că la eliberarea unei autorizații de construcție, de bază este extrasul de carte funciară care dovedește faptul că pe terenul pe care vrei să-ți amplasezi o proprietate, o construcție, mai bine spus, ești tu stăpânul legal. E aici problema cu acest domn Steiblinger. El, conform acestui ordin, ar trebui să suporte plata către expert a măsurătorilor care ar trebui efectuate pentru toate parcelele, conform ordinului acesta, care mi se pare și nou puțin absurd, care există în tarlaua respectivă. Din păcate, tarlaua e foarte mare. Este între Unirea și Slătinița. Da. Și aici, întrebarea mea este, oare nu s-ar putea, ar putea primăria găsi o soluție ca tarlaua să fie înjumătățită, să nu suport? Poate și alte cazuri sunt care vor. Și vă dați seama, în ordin spune, de asemenea, că trebuie să suporte și o nouă măsurătoare chiar și pentru cele care sunt tabulare, acele parcele care sunt întabulate cu acte în regulă. Deci e oarecum o absurditate, o aberație, dar dacă e lege, nu-i tocmeală. Și aici se împiedică domnul respectiv. Și atunci cei de la cadastru ne-au spus că dacă există plan urbanistic zonal, înseamnă că acesta a fost făcut cu un scop, și anume de a trece în intravila în zona. Și aici v-aș întreba pe dumneavoastră, că restul nu puteți dumneavoastră să intrați în tabulare și netabulare. Exact. Care este viitorul acestei zone din punct de vedere al intrării intravilan? Cam în cât timp, ca perioadă, ani, luni, va putea fi eventual în intravilan extins zona respectivă intrată?
După cum se știe, o extindere a intravilanului poate fi făcută la cel puțin 5 ani de zile, sau numai devreme de 5 ani de zile. Acești 5 ani de la fosta aprobare a PUG-ului s-au scurs deja. Noi suntem în curs de realizare a documentației pentru nou plan urbanistic general. Adică anul acesta s-ar putea face o nouă... Probabil că în cursul anului viitor, în prima parte a anului viitor, vom putea discuta de extinderea intravilanului prin aprobarea unui plan urbanistic general, a unui nou plan urbanistic general. Se dorește? Ce informații aveți din zonă? Deci se dorește? Există motivație ca zona dintre Unirea și Slătinița să intre în intravilan? Are putință sau are capabilitate primăria să asigure toate utilitățile pentru a intra în intravilan zona? Evident că nu. Este vorba de zone unde deja există construcții și care practic se pretează la a fi incluse în zona intravilană. Și este și zona, din câte știu eu, zona unde domnul respectiv vrea să construiască. Evident, nu toată suprafața de teren de la Unirea la Slătinița va fi inclusă în intravilan, dar din câte am înțeles, zona în discuție face obiect acestui studiu și este posibil ca să devină intravilanul municipiului Bistrița. La începutul anului viitor, spuneați, e posibil. E o estimare pe care noi termenul de 5 face... ani ar cam fi trecut. Termenul de la 5 ani a trecut. Noi putem pregăti documentația pentru o extindere a planului urbanistic, o aprobare a noului plan urbanistic general. Estimarea vis-a-vis de încheierea acestei documentații este că ea se va finaliza undeva la începutul anului viitor. Am înțeles. Și tot referitor la extinderea intravilanului, la noi nu se uită doar cetățenii din Unirea și Slătinița, se uită și din alte zone. Și înspre Vișoara aveți o asemenea soluție, adică și acolo se va extinde intravilanul, vorbim de Vișoara și Sărata, zona între Vișoara și Sărata. După cum se știe, practic spre toate cartierele, toate localitățile componente s-au făcut astfel de extinderi și se impune o astfel de extindere a intravilanului. Iar acum o întrebare de final, poate puțin cam dură ca răspuns, eu sper să nu fie atât de dură pentru domnul Steinbringer. Ce riscă domnul Marcel Steinbringer dacă își amplasează acum construcția, care deja este construită din bârne, pereții prefabricată și poate să-și o aducă deja să o instaleze pe proprietatea domniei sale, dar fără demersurile pe care, iată, nu le poate obține legal. Ce riscă dânsul ca amenzi? E adevărat că sunt amenzi atât de mari cum a fost în cazul Sigartău lângă Pasarelă, unde un miliard, am înțeles că a fost amenda pentru că a construit fără autorizație și chiar l-a și plătit? Sigur că există acest risc și mai mult decât atât nu-i recomand domnului să înceapă construcția sau amplasarea acestei cabane. E datoria Poliției Comunitare prin serviciul de disciplina construcție ca să verifice astfel de situații, să le inventarieze și să facă procesele normale de constatare. Într-o primă etapă este vorba de o atenționare, de o obligativitate de a impune intrarea în legalitate prin obținerea documentației sau îndepărtarea respectiv demolarea construcției respective. Nu-i recomand domnului să înceapă acest demers pentru că, după cum spuneam, nici măcar certificat de urbanism nu are eliberat. El se află încă în primărie și îl poate ridica în câteva zile. Am înțeles. A fost purtătorul de cuvânt al instituției care ne supervizează toate documentele atunci când avem nevoie de o construcție sau vrem să construim ceva sau vrem să modificăm ceva. E vorba de primăria municipiului Bistrița, care dă nu doar astfel de documente, ci emite și mult mai multe documente. Mihai Ruște, așadar, pentru a face puțină lumină în cazul Steinbringer, de la Unire la Slătinița, acea zonă va fi sau nu intravilan? Iată că răspunsurile se pare că sunt favorabile și că anul viitor există șanse, speranțe, cum s-a exprimat domnia sa, de a trece în intravilan acea zonă și atunci credem că problema s-a rezolvat de la sine, având în vedere că cei de la cadastru ne-au spus că nu mai intră sub incidența acelui ordin din 28 aprilie, prin care ar trebui să suporte domnia sa toate prețurile pentru măsurarea tuturor parcelelor din Tarlaua, aceea care, printre altele fie spus, e puțin cam mare. Acum nu știm cine devine fostul CAP sau cei de dinainte de comuniști că au făcut atât de mare Tarlaua. Asta e viața, noi mergem înainte, sperăm ca domnul Steinbringer să nu facă vreo greșeală și să plătească mai mult decât l-a costat toată cabana și tot terenul și să primească o amendă uriașă, să mai aibă puțin tică răbdare, așa cum spunea și Caragiale. Urmăriți ASTV, aceasta a fost emisiunea. Asta e televiziunea ta.